Numărul cazurilor de COVID a explodat în România în ultima săptămână, iar specialiștii vorbesc deja despre începutul valului 6. Lumea medicală a fost luată prin surprindere de faptul că noul val se dezvoltă pe perioada verii, deoarece asta demonstrează faptul că virusul SARS-CoV-2 nu are o evoluție sezonieră, ci anticipează un val 7 la toamnă sau o subvariantă a virusului. Conform Antena3.ro, am intrat în valul 6 al pandemiei de COVID-19, atrag atenția experții în sănătate, după ce ultimul bilanț al Ministerului Sănătății arată 7.729 de noi cazuri de infecții cu SARS-CoV-2 în intervalul 27 iunie-3 iulie, din aproape 19.000 de teste PCR efectuate. Numărul pacienților internați cu COVID-19 este de 922, din care 52 la ATI. Sincer să fiu, eu am o vârstă, deci am în jur de 60 de ani, deci am fost răcit de vreo două, dar nu știu dacă a fost COVID. Eu cred că depinde foarte mult de sistemul imunitar, în primul rând. Adică vitamine și cam atât. În rest, mi se pare ceva care să zici că e ceva foarte grav, dacă știi să te protejezi. Dar totodată putem să spunem că ați rămas, să zic așa, cu anumite obiceiuri din pandemie, vă spălați mai des pe mâini, poate, sau sunteți mai atent. Trebuia să fie de când te naști, adică de când te învață maică, dar ce trebuie să faci? Normal. Nu de acum. Dar poate asta a amplificat, adică a făcut lucrurile să devină mai, să intre normal. Domnule, mie personal nu mi-e, fiindcă eu mi-am luat toate măsurile și mi le iau. Una, m-am vaccinat, a doua problemă, mă feresc în fiecare dimineață, după ce vin și de acasă, de la orice activitate, mă spăl pe mâini, mă spăl pe față, frumos, dau cu spirit. Este o chestie foarte de prevenire. Dar mă uit și la lumea asta. Lumea asta nu este îngrijorată. Vezi bătrânii, lasă copiii, se aleargă, mâna pe jos, mizerie. Trebuie să joci pe aici neapărat cu mingea. Aici e teren de fotbal, teren de sport. E mizerie pe jos, că vrei, că nu vrei. Unul, că deranjează și oamenii ăștia de prin parc. Și doi, se îmbolnăvesc. Un copil nu știe, copilul dă pe minge, se îmbolnăvește mâna o duci la guriță frumos, așa. Acționez în toate chestiile astea, așa că e păcat că nu mai luăm măsuri din astea de prevenire. Este un nou record pandemic, nu doar că este cea mai mare creștere săptămânală înregistrată în România de la debutul pandemiei, ci este o creștere care are loc într-una dintre cele mai potrivnice luni pentru virus. Nici eu nu m-am așteptat la un asemenea debut în iunie sau iulie. Virusul continuă să sfideze așteptările noastre de a dispărea natural și asaltează și oazele naturale de liniște dintre valuri, notează cercetătorul Octavian Jurma. Acesta argumentează că recordurile precedente au fost de 88,6% în valul 4, Delta și 93,1% în valul 5 Omicron. Ca să ne facem o idee de magnitudinea acestor noi valuri, în valul 3, Alfa, recordul de creștere săptămânală a fost de 25,8%. Din acest motiv și ca o recunoaștere oficială a debutului valului 6 Omicron, a ținut ministrul Rafila o conferință, relatează adevărul.ro.